Bună dimineața! Mamă, ia să văd eu că e cam frig astăzi. Ia să văd ce se întâmplă aici. Am dat cărpele astea jos. Ah, 2 grade. Chiar 3. Trebuie să le pun la loc cărpele alea. Nu mai salt capac, sau să salt. Hai să saltăm unul măcar. Ia. Mă sunt sus. Cum se va arăta asta? Asta s-au saltat sus, bă. Aveți mâncare, mă? Sau aveți puiet? Ia uitați-vă aici. Uite. Frumușele, bă. Gata. Hai că nu mai vă deranjez. Lăsăm așa. Cred că la ăștia de afară o să le pun când mă întorc de la oraș. Aș pune niște miere cristalizat. Cât 102 de grame. Da, cred că așa fac. Iar la cei de pe camion, cred că încep să le dau cu lingura. Uite, am lăsat asta aici, ca să mi-aduc aminte că trebuie să fac chitanță și factură la o firmă. Nu stau acolo, lasă că o fac acolo când ajung la ei. Deci vreo 10 zile, zic eu așa după mine, să le dau cu lingura, cât o lingură de miere așa la fiecare. La aia de pe camion. La ăștia de afară, dacă miere cristalizată, la aia de pe camion le dau mierea lichidă. Nu știu dacă v-am arătat, eu am pus niște bucăți așa de folie pătrat, așa, un 10x10. Când noi punem miere pe găurile alea, cum am eu, la plasticul acolo, să nu curgă printre rame. Și mă gândesc eu să încep să le dau cât o lingură de miere așa, iar la ceilalți, adică rândurile alea care sunt de la Dulcofruct cu turtele lor, o să le dau siropul lor. Că știți că am siropul luată la api total și siropul api nectar. Deci la astea două rânduri care sunt, le hrănesc eu cu miere și polen și turta Costin 2003, o să le dau pe o lingură de miere în fiecare zi. Deci în câteva zile încep să le dau. Vă arăt eu, o să filmez. Na. Așa, la rândurile alea două am zis că le dau siropul ăsta de la Dulcofruct. Și după, zic eu acum cu aproximație, după 25 ianuarie, să le pun turte, dar logică n-am de unde să știu acum, mai mă uit și eu la meteo, mai văd și eu ce se întâmplă. Că mă uitam acum dimineața asta, a început puțin să fulguie așa. Deci, eu știu ce iarnă va veni. Cam asta e planul meu. Adică normal, cum să vă spun eu, planul îl fac eu așa, dar nu prea e bătut în cuie. Înțelegeți? Adică eu pot să le dau cu lingura 5 zile și după 5 zile să le pun turte. Sau pot să le dau 10 zile și să nu le mai dau deloc că vine frigul. Acum mă gândesc și eu cam așa să procedez. Cum v-am zis mai devreme. Da, o să filmez, o să vă arăt. Le dau deșteptarea. Hai să vezi ce le dau deșteptarea. Pă cât mai doarme, mă, până când? A, că nu le-a dormit astea după în octombrie, noiembrie, asta când doarme, bă, tată, 3 luni de zile a dormit. Sau hai să zicem că în noiembrie parcă nu mai știu de când s-au strâns ele în ghem. A, că n-a dormit ca ursul. Le hibernează acolo. Ați văzut că le-am mai filmat. Stau nemișcate acolo, n-au ele treabă. Stai așa, bă, tată, că le dăm noi deșteptarea, mă.
Și acum le-am dat în fiecare an. Deci eu acum un an, pe data de 20, parcă, ce mi-aduc eu aminte, am început să le pun, le-am pus direct turte atunci. Le dădeam și cu lingura miere, dar le-am pus și turte direct. Dacă nu știu pe unde să o iau, să o iau pe aici, să o iau pe acolo. Hai că o iau pe aici. Am două variante, și pot să merg și înainte și în stânga. Da, deci acum un an, parcă pe 20 am început. Și care își aduce aminte și s-a uitat la filmulețele mele, o să mai scot eu o filmare din alea vechi. Eu știu minte când a început pomii să înflorească, să deschidă, cam pe 2-3 aprilie așa. Îi cam dusesem în 10 rame. Deci care beatisteț înțelege ceva. Adică eu am merdat acum un an pe 5, tot cam ca acum, 5 rame, 6 rame, unii pe 4, cam așa i-am merdat acum un an. Și eu la 3 aprilie aveam deja în 10 rame. Ce să înțelege de aici? Că am reușit să-i dezvolt. Adică de obicei pe la pomii fructiferi stup iernați afară, cum ajung? Pe la pomii fructiferi, dacă ai iernat în 6 rame, eu cred că i-ai tot în 6. Sau poate îi mai scoți o ramă, că mai trebuie restrâns. Deci eu îi dusesem în 10, uite, o să caut o filmare, să vă pun o filmare pentru cei care nu v-ați uitat anul trecut. Să scot o filmare care am arătat-o la... Am prins chiar un live am făcut eu chestia asta. Ah, și încă ceva. În fiecare sâmbătă o să fac cât un live așa scurt. Seara, după la, să vedem, după la ora 8 așa. În care să prezint stadiul de dezvoltare al familiilor. Real. Adică nu se mai poate interpreta că stai mă, poate nu e adevărat, poate nu. Păi filmăm în direct, filmez și afară să se vadă că cum e, eu știu, poate e zăpadă afară, poate temperatura care e și așa, și filmez și în interior. Și vedem la fiecare săptămână, deci aș vrea în fiecare sâmbătă să încerc să fac așa cât un live scurt, să arătăm stadiul de dezvoltare, da? Că în momentul de față știți cum arată. I-ați văzut, în 5 și 6 rame, albinele stau între rame, le-ați văzut, deci nu prea, adică nu prea se vede, să-ți dai seama așa cât albină e acolo, te uiți așa pe deasupra, vezi decât stinghile alea, ramele acolo, gata, nu prea vezi nimic. Dar de momentul în care le dau deșteptarea, o să vedeți că trebuie să iasă deasupra, pe ce le las așa să doarmă toată, până când doarme, nu. Așa, mă, că le deșteptăm noi acum, ca în armată, le dau deșteptarea cu goarna. Chiar, ia să caut eu pe internet o deșteptarea aia care o aveam în armată, care ați făcut armata, mai știți? Da. Și urmează să le dăm așa cu lingura frumos. Le dăm deșteptarea la aia afară. V-am zis, cred că o să le pun cu o lingură de miere cristalizată. Ca să le scot puțin din ghem, să înceapă activitatea. Păi ce facem? Pe când noi mai dezvolt eu? Deci, care este ținta mea? Fiindcă să știți că eu am un plan așa cu ele, nu o iau așa ce-o fi. Ținta mea este, v-am mai spus, cred că, să-i duc în 10 rame la pomii fructiferi. De obicei, ca în fiecare an, sunt unii care depășesc 10 rame, dar nu prea îi las eu, le mai iau câte o ramă de puiet și l-ajut pe altul care e puțin mai în urmă. Adică dacă unul a ajuns în 10 rame plin, îi iau o ramă de puiet căpăci și îi dau lui ăla de lângă care poate are 7 rame și îl fac și pe el pe 8. Caut să egalez puțin, dar cam asta mi-e scopul. La pomii fructiferi să iau în 10 rame și când va înflori pomii, să colectez polen cu ei. Asta e primul cules la mine. Normal că poate să spună cineva, păi și dacă nu-i timpul bun și plouă? Păi, pe mine nu mă interesează aia, pe mine mă interesează să am stupii buni. Nu că dacă plouă, dacă ninge, dacă... Că dacă e așa, nu ne mai ducem nici la salc, nu ne mai ducem la niciun cules. Că dacă nu merge, dacă nu... Eu nu pun așa, niciodată
condiția asta, că dacă plouă, dacă nu mă interesează pe mine. Și o da Dumnezeu, o da și o zi cu căldură, o da și cu plouă acolo. Eu s-am stupit bun. Deci scopul meu principal ăsta e să adun polen, să-i duc în 10 rame. Dacă se dezvoltă prea tare, fac cât un roi din ei, asta în aprilie. Dacă nu prea se dezvoltă, normal că nu mai fac niciun roi. Și cam asta mi-e planul. Și după aia, bineînțeles, mergem înainte, rapid, să salcăm 1, 2, 3. Teiul, eu de obicei fac 2 tei, 2 culesuri de tei. Și floarea soarelui, care deja mi-e frică de aia. Da, cam asta e planul meu. Deci eu nu vreau să mulțesc tupina, normal că fac și eu acolo 10-15 roi ca să schimb niște regine, nu? Niște roișori mai amărâți acolo, că nu trebuie mie să fac miere cu ei. Deci cam asta e, altceva... Nu știu ce să vă zic. Bun, mergem la vânzare acum să vedem dacă dăm ceva astăzi. Adică trebuie să dau, că am o comandă. Trebuie să fac o factură. Ia să opresc eu undeva aici să fac o factură. Să opresc într-o parcare, că normal eu le fac când plec de acasă, dar era prea frig acum dimineața să stau să îngheț de frig în mașină. Acum s-a încălzit. Hai da, mă, treci. Ia să vedem. Merge să oprim aici, oprim aici. Uite așa. Și ieșim și noi pe podul ăsta pe aici înapoi. Gata. Facem o factură și chitanță și ne continuăm drumul. Pun pauză aici.